Cei mai mulți dintre argeșenii câștigători sunt din Pitești sau din alte localități arondate administrației fiscale Pitești. La administrația fiscală Pitești, primul câștigător s-a prezentat să-și revendice premiul chiar la deschiderea ghișeului, la ora 8:30. Bonurile fiscale câștigătoare se depun la parterul clădirii la ghișeul 28 a administrației fiscale Pitești. Revendicarea premiilor se va face până la data de 13 mai inclusiv, prin depunerea în original a bonului fiscal câștigător emis în perioada 2 februarie 28 martie, alături de copia actului de identitate și de o cerere la orice administrație fiscală din structura Agenției Naționale de Administrare Fiscală, acest termen reprezentând termenul de decădere din dreptul de a revendica premiul. Formularul cererii poate fi obținut gratuit de la administrația fiscală la care se depune bonul fiscal sau descărcat de pe site-ul Ministerului de Finanțe. La solicitarea titularului bonului fiscal, Unitatea Teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, unde a fost depus originalul bonului fiscal câștigător, eliberează o copie care poartă mențiunea conform cu originalul. Plata câștigurilor se face de Ministerul Finanțelor Publice în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, după verificarea autenticității bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Foarte important este faptul că banii vor fi plătiți exclusiv prin cont bancar. Premiile vor intra în posesia câștigătorilor gata impozitate de stat cu 16%. Valoarea premiilor la prima extragere însumează 1 milion de lei, sumă ce se va împărți în mod egal între câștigători.